Candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat în cadrul emisiunii Raportul de Seară de la Bucovina TV că, din punct de vedere administrativ, i s-a părut o misiune jenantă modul de direcționare al fondurilor din partea PSD. Și eu nu am avut o supărare pe Nistor Tătar. Da. Am avut implicit și pe guvernarea PSD care a fost la o aruncătură de băți de Rădăuți de două ori și au fost acolo. Deci nu ai cum să nu gândești că municipiul Rădăuți chiar contează. Adică nu direcționezi fonduri în toate comunele și localitățile limitrofe și Rădăuțul uiți. Cu dita mai primar și viceprimar. Adică mi s-a părut o misiune jenantă a Partidului Social Democrat la acea vreme în ceea ce privește dezvoltarea și proiectele care au fost sau nu au fost alocate. Da, deci nu am avut o supărare doar pe Nistor Tătar, am avut o supărare și o imagine de ansamblu. Asta ca să nu înțeleagă rădăuțenii, s-a certat Loghin exact. Cu Tătar, că Tătar a spus că va fi viitorul candidat, el nu a vrut și mai departe. Nu, da. Dacă se mergea într-o linie corectă și se vedea dezvoltare, bun, dacă nu eram să-mi plac anumite lucruri sau care nu vreau să insist asupra lor sau nu-mi conveneau anumite lucruri, mă retrăgeam foarte frumos așa, nu mai știa nimeni, dispăream din peisaj și așa mai departe. Dar având exemplu, cum ați spus, atâtor localități care a reușit, văzând că, deși am girat și nu s-a întâmplat absolut nimic, doar s-a cheltuit banul public din excedentul respectiv și din buget și nici perspectivă municipiul nu are, am spus, stai un pic, totuși eu m-am născut aici. Eu nu sunt venit ca domnul primar din altă localitate sau ca alți primari care au precedat acestei funcții, tot veniți din alte localități și, domnule, hai să vedem ce facem.